Da. Domnule Mureșan, ați participat la, la Udir și la, la Bot. Spuneți-ne cum a reușit Laura Chiovici să câștige aceste voturi, cum s-a poziționat grupul noastră al Popularilor Europeni și PNL-ul, partidul în care faceți parte. Păi, în primul rând, doamna Chiovici a câștigat atât votul de ieri din Comisia de Control Bugetar, cât și votul de astăzi din Comisia de Libertăți Civile, din următoarele două motive. În primul rând, datorită modului în care s-a prezentat la această audiere. A răspuns convingător ieri, a răspuns precis tuturor întrebărilor, atât întrebărilor legate de activitatea domniei sale la DNA, cât și întrebărilor legate de parcursul său profesional în prima parte a audierii, iar apoi în cea de-a doua parte a audierii, întrebărilor legate de procurorul european, de instituția pe care domnia sa o va clădi ca procuror șef european. A răspuns precis, a răspuns convingător, europarlamentari din mai multe țări mi-au spus că au văzut un candidat care dorea să răspundă tuturor întrebărilor, au văzut un candidat care nu avea nimic de ascuns. În al doilea rând, noi, Partidul Național Liberal, am anunțat de la începutul procedurii că o vom susține, o vom vota, dar mai mult decât atât vom convinge întreg grupul Partidului Popular European, care este cel mai mare grup din Parlamentul European, să o voteze și vom convinge și cât mai mulți europarlamentari din alte țări. Exact asta am făcut. Poziția oficială a popularilor europeni a fost de a vota pentru candidatul român. De partea cealaltă, în colțul roșu al ringului, am avut Guvernul României, PSD-ALDE, care au folosit toate mijloacele pe care le au ei la dispoziție pentru a afecta șansele candidatului român de a ajunge procuror șef european. Vestea bună este că i-am învins. Credeți că mai au șanse să oprească candidatul? Guvernul, cred. Păi, ideea este următoarea. Audierea care a avut loc ieri și cele două voturi din Parlamentul European sunt de departe etapa cea mai importantă din tot procesul de selecție a procurorului șef european și vă spun de ce. În primul rând, a fost o audiere publică pe care au putut-o urmări cetățenii de peste tot, iar chiar din România, doar din România, sute de mii de oameni s-au uitat aseară la audiere. În al doilea rând, deci în primul rând a fost o audiere transparentă, în al doilea rând a fost un proces democratic, un vot la vedere. Chiar dumneavoastră ați putut fi de față la numărarea voturilor. Și doamna Chiovici a câștigat de două ori. A câștigat atât semifinala ieri în Comisia de Control Bugetar, cât și astăzi finala în Comisia de Libertăți Civile, 26-22, ca la handbal. Ce vreau să spun este următorul lucru. Importanța acestei audieri, a acestor două voturi și a acestor două victorii este mult mai mare decât acel mic vot intermediar la nivel tehnic care a avut loc săptămâna trecută în Consiliu. Consiliul este obligat acum să țină cont de două lucruri. 1. De votul Parlamentului și 2. De evaluarea panelului independent de experți care a pus candidatul român tot pe locul întâi. Deci sunt două etape pe care doamna Chiovici le-a câștigat. Vă dați seama că Tudorel Toader, Viorica Dăncilă, Liviu Dragnea, oameni politici izolați în Europa cu zero credibilitate, nu vor mai putea întoarce această victorie. Europarlamentarii PSD au făcut tot ce au putut pentru a împiedica această victorie a candidatului român și au eșuat. E foarte bine că au eșuat. Credeți că au fost și voturi de la socialiștii europeni pentru Codruța Chiovici? Mi-e greu să evaluez ce au făcut socialiștii. Pot să vă spun următorul lucru. Pot să vă spun că poziția oficială a Partidului Popular European a fost de a susține candidatul român datorită CV-ului său și datorită determinării cu care a combătut corupția în România, a dovedit că poate lucra în condiții de foarte mare presiune. Știu că au fost colegi din grupul ALDE, știu că au fost foarte mulți verzi, știu că au fost toți conservatorii și cred chiar și parlamentarii din grupul de extremă stângă care au votat-o. La finalul audierii, chiar un comunist francez a spus doamnei Chiovici următorul lucru. Am văzut campania de dezinformare la adresa dumneavoastră. Vă spun că suntem insensibili la această campanie. Apreciem curajul dumneavoastră. PSD-iștii n-au reușit să convingă nici măcar comuniștii din Parlamentul European. Ce vreau să mă întreb? Da. Se vede se poate observa și din acest vot o anumită izolare în care a fost trimis PSD și au fost trimis și ALDE de către propriile grupuri europarlamentare? Categoric. Trebuie spus următorul lucru. Meciul în Parlamentul European în ultimele săptămâni a fost următorul. Partidul Național Liberal de partea candidatului României, PSD și ALDE împotriva candidatului României. Acesta a fost meciul. Nimic altceva. Noi 26, ei 22.
alegători. S-a văzut că sunt izolați, s-a văzut că deși candidatul francez a fost susținut de guvernul Franței, care până una alta este unul din cele mai mari state membre ale Uniunii Europene, deci candidatul francez a fost susținut de guvernul Franței, deși a fost un candidat decent, bun, dar nu se compară ca experiență, mai ales în combaterea corupției la nivel înalt cu doamna Crăveși, deci deși au avut... Deși a fost un candidat bunicel, deși a avut susținerea Franței și deși toți europarlamentarii PSD au votat împotriva candidatului român, tot nu le-a ajuns. PSD-iștii nu au convins pe nimeni la socialiștii europeni. Socialiștii europeni care l-au votat pe candidatul Franței au votat probabil în lumina lobby-ului guvernului Franței. Se certifică astăzi următorul lucru foarte important. PSD, ALDE nu pot obține nimic pentru România în Uniunea Europeană, nici astăzi, nici în următorii 5 ani.